Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Fii și tu nicușor. Sărbătoare la Biserica Sfânta Varvara. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, pe 24 și 31 decembrie 2023, datin și obiceiuri strămoșești. Este vestea bună transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu minți și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie, de la ora 10, pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente și să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi. Doamne ajută, a mai spus primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. O nouă ediție a proiectului inițiat de protopopiatul Onești, sugestiv intitulat Fii și tu nicușor. Luni 4 decembrie, în jurul orelor prânzului, echipă de la protopopiatul Onești împreună cu preotul protopop Ioan Vârgăoanu au poposit la Târgohna în cadrul acțiunii. Aproximativ 400 de încălțări, 400 de șosete, 400 de gogoși și peste 200 de kilograme de mere au fost dăruite celor necăjiți. Este proiectul Fii și tu nicușor, este o mulțumire pe care o aducem în primul rând lui Dumnezeu, Sfântul Ierarh Nicolae, care ne-a ajutat, și iată, distribuim și în centrul acesta un număr important de ghetuțe, papucei, sosete și îmbrăcăminte și ne rugăm ca Dumnezeu să primească această jertfă a celor care ne-au sprijinit. Și anul acesta am fost prezenți în locul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și toate aceste lucruri au fost posibile pentru că părintele nostru arhiepiscop ne-a ajutat ca să putem să avem această bucurie în sufletele noastre prin darul oferit celor care sunt și în centrul acesta. Ce bucurie poate fi mai mare decât cea să poți dărui? E mai fericit a da decât a primi. Așa și este. S-a pus în practică acest lucru. Nu pot să vă exprim în cuvinte emoțiile pe care le simți atunci când vezi lumina din ochii lor și că în sfârșit primesc o pereche de încălțăminte nouă de iarnă în care pot... Și șosete. Exact. Și pe care pot să o așeze, să aștepte și pe Moș Nicolae cu daruri. Noi nu le-am adus doar încălțăminte, le-am adus și mere, le-am adus și gogoși, gogoșa bucuriei la gheata bucuriei lui Moș Nicolae. Nu e prima dată când veniți aici? Nu este prima dată și încercăm să acoperim pe cât posibil toate centrele sociale de pe raza municipiului Onești și Târgu Ocna. Este acest proiect Fii și tu nicușor, prin intermediul căruia am reușit să cumpărăm peste 350 de perechi de ghetuțe. Se mai adaugă dulciuri, se mai adaugă și alte pachetele, pentru că, na, sunt semenii noștri și sunt responsabili pentru ei, sunt ai noștri și avem grijă de ei. Campania de întrajutorare a fost demarată în urmă cu mai mulți ani. Într-o acțiune emoționantă realizată de protopopiatul Onești prin părintele protopop Ioan Vârgăoanu și iată multă bucurie aici printre beneficiari. Foarte mulți au stricat, a venit Moș Nicolae. Aș spune că e o bucurie în stare pură. Sunt suflete curate care în fiecare an au primit cu multă, multă bucurie și căldură atât binecuvântarea părintelui cât și cadourile pe care le face în fiecare an, atât de Paște cât și de Crăciun. Deci, practic, e o bucurie care cu tradiție, ca să zic așa, fiind un obicei al protopopiatului Onești de ani de zile. Este un parteneriat care funcționează în condiții foarte bune din punctul nostru de vedere. Aveam toată deschiderea, aveam nevoie de lumina și de mesajul cald pentru suflet al acestor beneficiari.
și le suntem sinceri recunoscători. Dacă mi este permis mie numele celor care primesc an de an aceste daruri. Și o mulțumire, dacă e acum pe final, pentru că iată a venit Moș Nicolae mai devreme un pic, poate va veni și chiar în seara de ajun, dacă își pregătesc ghetuțele. Cu siguranță moșul a fost și va fi în continuare generos și cu cei mai puțin fericiți ai sorții. Sâmbătă 2 decembrie, în biserica din inima Pământului de la Târgu Ocna, s-a săvârșit cu anticipație slujba hramului de iarnă închinat Sfintei Marii Mucenițe Varvara, ocrotitoare a minerilor. Biserica amplasată în masivul de sare a găzduit un eveniment spiritual deosebit, marcat de o participare numeroasă a credincioșilor, preoților și a turiștilor. O vreme mare din viața noastră, din păcate, atât de mult ignorate, adică sănătatea sufletului și trupului. Vă mărturisesc că sunt încântat, bucuros și în egală măsură emoționat să fiu astăzi aici. Am vizitat și m-am închinat și eu în acest loc de Dumnezeu așezat spre închinare, dar nu am crezut că vreodată am să slujesc Sfânta Liturghie alături de părinții care au fost rânduiți să vă fie aici povățuitori, alături de ceilalți dragi apropiați și nobili slujitori ai Domnului care s-au alăturat în soborul de astăzi și așa cum e de la sine înțeles, trebuie să îi mulțumim înainte de toate lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru că ne-a binecuvântat și ne-a adunat aici ca să înțelegem încă și încă o dată cât de bine este și cât e de frumos să ne apropiem într-o sfântă liturghie de locul în care se săvârșește pentru noi și pentru mântuirea noastră minunea transformării, de locul așezat în ocrotirea și sub ocrotirea Sfintei Mare Mucenițe Varvara, pentru ca să îi aducem pioasă rugăciune, pentru ca să o rugăm să mijlocească prin rugăciunile ei, ca și nouă lumina să strălucească, nu doar înaintea ochilor, ci și în suflete și în inime, și pentru ca și noi să fim ocrotiți, pentru ca atunci când Pământul se va deschide, ca să ne primească pe fiecare dintre noi, însoțiți cu rugăciunile ei și cu multă iubire și nemăsurată milostivire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să putem să ne bucurăm de locul înspre care ne așteaptă Dumnezeu să ajungem încă de când ne-a invitat să fim oaspeți în această lume. Ați venit pentru hramul Sfintei Varvara? Da, pentru sănătatea și... Ați venit să vă rugați, nu? Foarte mult. Ne rugăm pentru sănătate și liniștea pece în lume. E prima dată când veniți aici la Târgu Ocna? Sunt vreo 3-4 ani. Am o soră în Târgu Ocna. Veniți ca acasă, să zicem. Da. Am înțeles. Foarte multă lume astăzi. Ce părere aveți? Foarte bună. Am 3-4 ani de când viu aici. Am înțeles. Binevenit. O recomandare, dacă e pentru cei care urmăresc, să vină și ei, să vadă cum e. Ce le-ați zice? Să vină cu tot dragul și toată sufletul fie. Că pleacă aici liniștit și se plătește. Suntem de la Bacău, cu Clubul 60, Clubul Fericirii. Așa. Și ați venit aici la Sfânta Varvara. De 15 ani suntem și facem activități voluntariat. Suntem o familie mare. Foarte frumos. Foarte frumos. Și venim în fiecare an, venim aici la Sfânta Varvara. Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor. Ați venit și puneți, acum am văzut un pomelnic, vă pregătiți pentru sănătate. Am 4 copii, am 4 nepoți. Să vă trăiască. E bine așa să facem, să avem credință în Bunul Dumnezeu. Și asta v-am spus, că suntem un club foarte bun de pensionari. Și, ce părere aveți despre tot ce e aici, în mina de sare, despre biserica din inima Pământului, ca să zicem? Eu am fost la toate salinile, și la așa. Pride și la... Și care v-a plăcut mai mult? Toate au felul lor de a fi așa, cam în genul ăsta. Așa. Am înțeles. Și da, vă, da, oricum așa, veniți mai des aici. Aici are și bisericuța. Am înțeles. Sfânta Varvara și ocrotitoarea minerilor și-au făcut foarte bine că au făcut aici.
Mulțumim. Un mesaj, dacă e pentru cei care ne urmăresc, să vină să vadă și ei biserica, dacă n-au văzut-o. Care să doresc se să vină, poate să vină să scrie și la grupul la noi, care sunt din Bacău. Așa. Așa. Multă sănătate și să fie pace și liniște. Pe pământ. Pe pământ, asta e cel mai important. Suntem din Târgov, nu? Și ați venit cu copilașii să faceți aici, să vă rugați la slujbă? Da, am venit cu prilejul hramului. Hramului Sfintei Varvara, exact, am înțeles. Da. Foarte multă lume, ce părere ai? Mă bucur că încă vine lume. Chiar și care nu sunt din zonă. Da, sunt foarte mult din tot județul. Da. Ai văzut, da? Da, am auzit persoane vorbind, da. Așa, ce părere ai? Că de la an la an tot mai mulți credincioși vine aici. V-am zis că mă bucură chestia asta, că se... Că vine lumea aici? Exact, da. Află tot mai multă lume și... Și plus că e sănătate, nu? Exact. Că am văzut că vine cu copilașii. Sănătate naturală, nu artificială, da. Corect, corect, foarte corect. Sănătos. Un îndemn, dacă e pentru cei care ne urmăresc, să vină să vadă. Ce le-ai zice? Să vină și pentru tratament și pentru turism. Este foarte frumos și... ceva deosebit, exact. O nouă ediție a expoziției provinciale Est-Sud-Est. Evenimentul a fost realizat cu susținerea primăriei orașului Dărmănești și a primarului Toma Constantin. La eveniment, Clubul Columbofil Nemira Dărmănești a fost bine reprezentat. Au participat și conducerea Federației FRSC, Marian Stan, Crețu Ovidu și Nicolae Jean. Ziua Națională a României a fost marcată în Bacău într-un mod sobru și profund patriotic. La cimitirul eroilor căzuți în războiul de întregire, Neamului, au avut loc ceremonialele religioase și militare. Sărbătorirea 105 ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost totodată o comemorare a celor care au murit și care au făcut posibil acest eveniment fundamental pentru România. Ca în fiecare an la cimitirul eroilor s-a desfășurat un ceremonial religios urmat de un ceremonial de depunere de coroane al tuturor instituțiilor importante civile și militare. Evident că românilor le urez în primul rând la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu credința faptului că România va dăinui milenii de acum încolo și evident cu simțul datoriei față de neam și țară împlinit pentru fiecare român, pentru că e important ca fiecare să conștientizăm că nu urându-ne reciproc, nu luptând unul împotriva celuilalt, vom reuși să facem ca România să dăinuiască peste ani. Citeam aseară câteva fragmente din Povestea vieții mele, o carte scrisă de Regina Maria, care cumva pe parcursul a câtorva pagini rememorează emoțiile trăite în preajma Unirii și în ziua Unirii și evident după ziua Unirii. Spunea domnia sa că odată cu 1 decembrie 1918 visul Unirii, visul României Mare a devenit unul a Evea și atunci noi românii trebuie să îngrijim la această dorință a reginei, astfel încât România Mare să fie aievea, să dăinuiască aievea. De asemenea, le urez românilor multă sănătate, sărbători cu bine și fie ca acest neam să își recunoască eroii în veșnicia lor, pentru că datorită eroilor români am ajuns să avem un neam reîntregit, am ajuns să ne recâștigăm demnitatea și libertatea și, evident, credința noastră creștin-ortodoxă sau cea creștin-catolică în funcție de riturile pe care le respectăm noi creștinii ortodoxi sau creștinii catolici din România. La mulți ani, dragi băcăuani! În ziua de 1 decembrie, sărbătorită în toată România și la Bacău, este stipulată în Constituția României la articolul 12 aliniatul 2, prima Constituție actuală care prevede în mod expres că 1 decembrie, ziua unității naționale a tuturor românilor, este și ziua națională. Așa cum spunea și Nicolae Bălcescu, încă înainte de 1848, ținta tuturor românilor a fost unitatea teritorială și a tuturor populațiilor locuite în jurul principatelor române. A doua etapă a fost 24 ianuarie 1859, apoi 14 noiembrie 1878, după războiul de independență, alipirea Dobrogei la România și ultimele două etape din 1918, 27 martie Basarabia și 28 unirea Ținutului Bucovinei cu România. La 1 decembrie 1918, cei 1228 de delegați din toate ținuturile locuite de români au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului și Crișana cu România.
La acea dată a fost geografic cea mai cuprinzătoare suprafață a României locuite de români. Nu a fost să fie așa, totuși trebuie să remarcăm și să mulțumim tuturor factorilor politici din România că timp de 78 de ani ne bucurăm de pace pe acest teritoriu. Vreau să-mi permiteți să urăm în numele Biroului Executiv al Cultului Eroilor a Județului Bacău la mulți ani tuturor bacăoanilor și românilor de pretutindeni. Cel mai important moment în istoria românilor, Ziua Națională, și de Ziua Națională trebuie să ne sărbătorim istoria, credința, religia, arta, tot ce avem noi mai frumos și tot ce are poporul român. Vreau să pe această cale să transmit la mulți ani tuturor băcăoanilor care ne fac cinste și onoare comunității noastre. De asemenea, trag un mesaj tot către toți românii prin care să ne iubim patria, să ne iubim tricolorul, să ne iubim credința, să ne iubim patria română. La mulți ani români, la mulți ani băcăoani! La Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare a avut loc lansarea de carte a profesorului Daniel Niculescu, personalitatea literaturii băcăoane și naționale și profesor al acestei școli, cu antologia De la psalmistul David la psalmiștii moderni și postmoderni, în fața unui public numeros. El ne-a făcut onoarea de a împărtăși cu noi acest moment deosebit din viața și cariera domniei sale, și anume lansarea cărții de astăzi. O carte care este o operă de artă și nu a fost scrisă pentru codul ISSN sau ISBN din necesar la gradația de merit. Din acest punct de vedere, mă înclin în fața talentului și dorinței domnului profesor de a ne împărtăși acest moment. Am lângă mine pe cei ce mi-au fost exemple. Și domnul profesor Danilă, și domnul profesor Niculescu, pe când eram elev al acestui liceu, nu doar că mi-au predat la catedră mie și colegilor, ci ne-au format, ne-au modelat, ne-au învățat cum să păstrăm această avere esențială, care este cuvântul nostru românesc, rostirea noastră românească, și cum să înțelegem sensurile profunde, să tratăm limba română cu respect. Respect pe care în ultimul timp, în abordarea publică, mai ales în folosirea ei, respectul a cam dispărut. Poate că au dispărut de gramatică, domnule profesor, nu? Și nimeni nu se mai îngrijește, nu mai cultivă, așa cum se cuvine, această frumoasă rostire a noastră românească, rostire care și în literatură, cum domnul profesor Niculescu ne-a învățat, are specificul și rostul ei. Un om care îți poate lăsa o amintire plăcută este felul în care am fost primită. Și mi s-a spus așa, da? Ești profesoară de română? Da. Bun, atunci îți dau și o dirigenție. Și am primit prima dirigenție în prima zi de școală, când am venit în Colegiul Național Pedagogic, și mi-aduc aminte cu plăcere de prima mea clasă, clasa a 9-a E, deasupra unde este cabinetul de informatică acum, și că domnul Niculescu a fost alături de toți tinerii școlii. Doamna Niculescu mi-a spus: noi nu vorbim cu doamna, eu sunt Estera, e Tatiana, noi așa suntem aici în această școală. Și unele din aceste sfaturi și amintiri le păstrez cu plăcere. Sunt mândră că am rămas în acest colegiu și că am început și eu să număr încet, încet anii înspre mai puțin 20 până la pensie. Îi admir pe toți foștii mei colegi și actuali profesori pentru abnegația cu care poartă și mândria cu care poartă în suflet calitatea de fost profesor al Colegiului Național Pedagogic. E o
carte care merită a fi parcursă, pentru că e dincolo de învățăturile spirituale, e și o carte care te educă. Aveți o șansă să aveți sintetizate atât cunoștințe legate de psalmii davidieni, de psalmii de azi, dar și de modul cum ei au fost interpretați de autori din mai multe generații. O cântare de laudă, un gând ca o cântare de laudă. Te laud, Doamne, neîncetat, și doar Tu știi dacă e adevărat. M-ai ridicat în spirală la statura provocărilor, fără să știu, ai fost mereu în control. Pe când căutam doar bucuria, te ascundeai după o tristețe. Pe când voiam doar succesul, te deghizai în eșec. Pe când căutam perfecțiunea, alegeai să-mi arăți diamantul ascuns în greșeală. La primul colț de stradă, alt bătrân mi se alătură și pornim toți trei în căutarea timpului pierdut. La următoarea intersecție, alți bătrâni măresc grupul și tot așa alți și alți bătrâni, cohorte de bătrâni, sufocă orașul, bântuiți de apocalipsa speranței. Și omul nou, de cu seară, am adormit instant. Dimineața în zori m-am trezit cu alt om lângă mine. Era mort omul vechi, dispărut din viața mea, odată cu nașterea din nou. Vă mulțumesc! Evenimentul a avut parte de momente artistice oferite de Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare. Peste bine și rău. Facă-se de-a pururi voia ta de neînfrânt, precum în cer, așa și pe pământ. Ești visul meu, din toate cel frumos, și mă îndrăznesc să te dobor din cer grămadă. Ca în oglindirea unui drum de apă, pari când a fi, pari când nu mai ești. Doamne, să ai milă și după mare mila ta să-mi ștergi păcatul, căci mi-i silă de el, ce-n fața are asta mereu, pentru că bine-l știu. La final, participanții au avut ocazia să primească câte un autograf din partea autorului. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 7 decembrie, cerul va fi noros cu șanse mari de ninsoare, maxima zilei nu trece de 0 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 1 grad Celsius. Vineri 8 decembrie, cerul va fi parțial noros, sunt posibile ninsori, maxima zilei nu depășește 1 grad Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.